Nina face ceea ce fac majoritatea celor care au câini. Îl scoate la plimbare în fiecare zi pentru a lua aer. Dar lucrurile sunt puțin diferite pentru Nina. Ea se bazează pe Fargo ca să o scoată din casă și să o plimbe prin cartier în siguranță. El este câinele ei ghid, care o ajută pe Nina să meargă pe stradă. Nina și soțul ei, Kevin, sunt orbi, locuind într-o clădire înaltă cu apartamente în Toronto. Acest cuplu canadian trăiește diferit de majoritatea celorlalți oameni. Ei gătesc, fac curat și se ocupă de treburile casnice. Nina are o afacere online pentru vânzarea de haine croșetate de mână, săpunuri făcute acasă și alte accesorii. Fiecare dintre aceste lucruri este ceva artistic pentru mine. Mă ocup de magazin pentru că îmi plac meșteșugurile. Nina și Kevin s-au cunoscut la tabăra Frenda, o tabără adventistă de vară, care primește oameni orbi timp de o săptămână în fiecare an. În acea perioadă era sponsorizată de Christian Record Services. Iubirea lui Nina și Kevin pentru Isus a sporit și au fost botezați amândoi. În același timp, ei s-au îndrăgostit unul de altul și apoi s-au căsătorit. Deși au devenit parte a familiei bisericii, realitatea provocărilor din viața lor zilnică continuă să existe. Mulți oameni nu știu cum să se poarte cu noi și se tem chiar să stea de vorbă cu noi. Uneori ei nu știu cum să ne abordeze și ne-am simțit singuri, de multe ori. În 2007, au făcut parte din echipa fondatoare a unei congregații adventiste în conferința Ontario. Au închiriat o sală de conferințe la un hotel și au început să se întâlnească o dată pe lună. Această adunare a ajuns să fie cunoscută sub numele de Hope Vision Fellowship și primește oameni orbi. S-a format un grup stabil și vin regulat noi vizitatori. Comunitatea celor orbi are multe probleme. Îmi place numele adunării noastre, Hope Vision Fellowship, frăția vizionară a speranței. Aceasta este ceea ce suntem. Sperăm, avem o viziune, iar viziunea noastră este să-i ajutăm pe cei orbi să fie mântuiți. Orbii ajung să-L cunoască pe Iisus Hristos și găsesc vindecare și speranță prin harul Său minunat. În 2016, misiunea globală a ajutat acest grup și în același an, Hope Vision Fellowship a fost recunoscută ca fiind prima biserică adventistă pentru orbi în diviziunea nord-americană. De atunci au început să se întâlnească în propria lor clădire, având ușile deschise pentru noi posibilități. Membrii precum Kevin și Nina sunt implicați activ în vestirea iubirii lui Iisus către cei orbi. Sunt mulți orbi care au nevoie de această speranță și de timpul plăcut petrecut departe de problemele lor zilnice. Au nevoie de un refugiu. Aș vrea ca oamenii să simtă faptul că ei contează. Majoritatea oamenilor care participă nu sunt adventiști, dar vin pentru că se simt în siguranță aici. Provin din religii și fundaluri socioeconomice diferite. Această congregație nu se concentrează doar pe satisfacerea nevoilor spirituale ale comunității, ci și pe cele fizice. Pat, unul dintre membrii fondatori, se asigură că oamenii sunt îngrijiți și primesc pachete cu alimente pentru acasă. Majoritatea dintre ei nu își pot satisface nevoile de bază. Unii dintre ei se bazează pe băncile de alimente, așa că ne ocupăm de acest lucru. Uneori aceasta este singura cale de a le procura alimente. Știm relatările lor despre băncile de alimente, unde sunt împinși în spate, nu văd, nu știu ce conțin cutiile cu alimente. Ajutam odată o fată să-și curețe dulapul. Avea 25 de cutii expirate de sos de spaghete și niciuna cu spaghete. Deci îi ajutăm și așa. Prin rugăciunile și contribuțiile voastre la misiunea globală, bisericile ca aceasta sunt plantate în zone noi și printre grupele de oameni neabordate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din adâncul inimii pentru Biserica Adventistă. Prin Biserica Adventistă L-am găsit pe Iisus. Prin Biserica Adventistă am cunoscut iubirea Lui și prin Biserica Adventistă sunt ceea ce sunt astăzi. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat misiunii globale.